de legătură între protestatari și dumnealui? Nu cred nimic. Sau mă abțin la... Dumneavoastră, dar asta nu-i credeți, nu credeți personal pe Liviu Dragnea că el se află la volan, chiar nu provocă. Nu la volan, este contul aparține dumneavoastră. Și eu un cont și eu pot mâine să-mi fac, cont Liviu Dragnea. Și dumneavoastră ce credeți? Că e un altcineva care se ocupă dumneavoastră, e ignoră total tot ce scrie noi pe acolo, noi. Da. Așa cum am și scris, e un tron. Și acum când ați convins că este domnul Dragnea? Până nu-l văd acolo pe dumnealui, este un scon. Chiar dacă pe contul respectiv, credeți că a scris doar la momentul acela sau că în general e cel care scrie? Nu, doar atunci. Și deci chiar ați mai comentat... Deci chiar dacă acesta, dumneavoastră, toți sunteți siguri că domnul Dragnea este așa? De-a lungul timpului, da. De-a lungul timpului... Poate i s-a dus la cunoștință, uite, a mai scris aia, a mai scris aia, sau uite, postează ceva legat de militari. Da, de ce nu mai faceți? Și cu alți politicieni? Dacă se vor ține de cu... Chiar și cu dumneavoastră. Dar cum ați luat de liber de la pariu? Locul de muncă sau... Cum vedeți acum acest pariu, faptul că îl onorează, v-a chemat aici... Repet, pentru mine, și dumneavoastră, dacă puneam același pariu, la fel se întâmpla... Unde muncă? Păi e mai simpatic. Sunt taximetrist. Taximetrist sunteți. Dacă vă oferă domnul Dragnea o funcție în partidul, acceptați? Dar de ce nu ne ceamnă cu politicieni? În general, politica nu-mi place, cu atât mai mult PSD. Ați venit să-i transmiteți ceva lui Liviu Dragnea? Nu este că nu o să vorbim de staia vremii, vă dați seama. Dar de ce nu și vă place? Și suntem așa la o berie fără să vorbim, iarăși nu. Pe pagina domnului sale ați mai comentat sau este pe unul mai? Nu, a comentat de un an de zile. Și e prima oară când mi se răspunde? Răspunde. Da. Și cu PSD-ul ce aveți? Ce aveți să le reproșați? Că nu să țin de bine. Dar s-au ținut de data asta. I-ați votat? Da, nu. La o berie, da. Dar un an de zile de când au ieșit un an și la guvernare au promis. Deci dumneavoastră, cam aveți lucruri să-i reproșați domnului Dragnea? Repet, da! Păi și după întâlnire mergeți la protest în față? Nu, am zburut acasă, mâine muncesc. Mă așteptuși copii. Ați mai comunicat cu alți politicieni de-a lungul timpului pe Facebook? Cu domnul Toriceanu am vrut să mai comunic, dar dumneavoastră m-a blocat. Sau cine administrează cont? De ce v-a blocat? E adevărat că v-ați amânat vacanța ca să puteți veni aici? Da, unde urma să plecați? Ei, asta e secret. Dar plec joi. Joi plec. Și ce ați făcut? Adică rezervați ceva, nu? Ați pierdut niște bani? Malgar pentru niște bani. Vi decontează domnul Dragnea. Deci ați pierdut inclusiv banii pe avion ca să veniți aici să vă onorați pariul? Da, am uitat biletul de avion de luni, de azi, să aștept dimineața. Dacă vă decontează, cât ați pierdut? Ce sumă ați pierdut? Nu pot spune că am pierdut, sincer. Nu vă zic suma, dar nu pot spune. Faptul să vei cu domnul Dragnea la obere nu sunt lucruri care zic. Ați fi dat oricât să stați cu domnul Dragnea la obere? Nu chiar oricât, dar chiar. Bravo, mulțumim! Mulțumim, te-ați foarte tare! Da, 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 da,